Dragilor, bine v-am regăsit! Institutul pentru Studiul și Tratamentul Traumei, în parteneriat cu editura Herald, organizează conferința online Revoluționarea Tratamentului Traumei Psihice săptămâna viitoare, miercuri, joi, vineri, iată trei seri pline, 16-18 februarie. Conferința online susținută de Babet Rothschild, conferința online cu titlul Revoluționarea Tratamentului Traumei Psihice. Uh, Babette Rothschild, unul dintre cei mai apreciați, putem spune, specialiști internaționali în terapia traumei. Iată, va susține un uh, workshop online pentru specialiști, în timpul căruia fiecare dintre participanți va putea, printre altele, să primească foarte multe informații, în urma cărora să ofere opțiuni pentru tratarea traumei uh, psihice. Așadar, nu uitați, 16-18 februarie, Institutul pentru Studiul și Tratamentul Traumei, Babet Rothschild, Conferință online Revoluționarea Tratamentului Traumei Psihice. Astăzi vom vorbi despre traumă. Vom vorbi despre uh, Babette Rothschild, uh, având-o ca invitată pe Diana Vasile, psiholog clinician, psihoterapeut, președinte, fondator al Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei și, bineînțeles, uh, să nu uităm și cele uh, trei cărți, le spune, ajutătoare, uh, pe lângă informațiile primite în timpul uh, conferinței, cele trei cărți uh, ale lui Babette Rothschild din portofoliul uh, editurii Herald, două cărți din colecția Psihoterapia, este vorba despre și nu mă feresc să, să spun acest lucru pentru că uh, foarte multă lume o cunoaște și am primit feedback în acest sens, o carte extraordinară, Corpul își amintește, volumul 1, psihofiziologia și tratamentul traumei și de asemenea Corpul își amintește, volumul 2, Revoluționarea tratamentului traumei, dar uh, bineînțeles și uh, trauma 8 strategii de vindecare, publicată în colecția psihopractică a editurii Herald. Diana, mă bucur foarte mult că, iată, avem un nou prilej, o nouă ocazie. Uh, am aflat de intenția ta de a o invita pe Babet de a susține această conferință online, dacă nu mă șel, la ultima noastră discuție, cred că prin luna octombrie. Uh, da. Iată uh, o bucurie că specialiști uh, de renume internațional vin și ne vorbesc despre uh, problemele de natură psihologică, despre psihoterapie, despre copilul interior, despre traume tipare uh, Disfuncționale și așa mai departe. Câteva cuvinte despre uh, Babet, și uh, apoi vorbim despre cărțile lui uh, Babet și despre traumă. Exact. Uh, ce să spun? Mă bucur foarte mult că am uh, reușit uh, să punem pe picioare acest eveniment. Uh, Cred că prima noastră colaborare, adică între Institutul Traumei și Herald, a plecat chiar de la prima carte apărută în limba română a lui Babet. <laughs> și atunci am vorbit pentru prima dată cu ea și am colaborat atât cât s-a putut, putut în acea lansare de carte. Corpul își amintește. Și mi-aduc aminte că atunci a fost momentul în care am decis că voi, o voi contacta cu prima ocazie să o aducem în România și să vorbească publicului român. Și am întâlnit o persoană foarte deschisă, care la momentul respectiv era totuși într-o dificultate de a călători, și atunci prima încercare nu a funcționat, dar cum perseverența își pune cuvântul întotdeauna. Și cum noi, cei de la Institut, știm sigur că le facem încet, la momentul potrivit, iată, pandemia ne-a oferit ocazia de a beneficia de prezența ei și de cunoașterea ei într-o formulă accesibilă cu adevărat tuturor celor care doresc să interacționeze cu un astfel de specialist. Și aici aș introduce-o pe ea ca un specialist într-adevăr grozav, pentru că. Primul lucru pe care aș vrea să-l știm despre Babet este că ea nu este psiholog, este asistent social. Și mi se pare uh, important acest aspect, pentru că, vedeți, noi am vorbit despre traumă în zona de psihologie, îmi ne spun mult după ce ea s-a văzut, de fapt, la nivel social. Oamenii care suferă și care s-au uh, uh, întâlnit cu consecințele experiențelor lor traumatice. Au văzut, în primul rând, dificultățile lor sociale, dificultățile lor în, în viața de zi cu zi și atunci, evident, că uh, unii dintre cei mai apropiați de oamenii uh, obișnuiți care pur și simplu au nevoie de sprijin sunt asistenții sociale. De aceea, mi se pare important să recunoaștem meritul ei de a aduce la suprafață problematica traumatizării psihice, ea plecând, practic, de la capătul rezultatelor în viața de zi cu zi. Adică s-a văzut calitatea scăzută a vieții, al doilea aspect, dificultățile relaționale, al treilea aspect, dificultățile de gestionare a sarcinilor de zi cu zi. Toate acestea au făcut-o pe babet să se întoarcă treptat către ce îi face pe oamenii aceștia să fie atât de puțin adaptat și să se bucure atât de puțin de viața lor. Și așa a ajuns la înțelegerea funcționării Psihice a persoanei traumatizate. Evident că, în eforturile ei de a îmbunătăți da, calitatea vieții oamenilor, a pus treptat la punct această înțelegere a manifestărilor traumatice, plecând de la suportul neurologic până la manifestările în plan corporal, relațional și social. Și atunci, aceste două cărți pe care uh, voi le-ați tradus și le oferiți publicului larg oferă această înțelegere a manifestărilor psihicului traumatizat, a recunoașterii semnelor în modul de manifestare corporală, adică în modul în care corpul ne dă prim, primele semne și cum ele se transpun în planurile noastre de acțiune, în modul nostru de relaționare în stilul nostru de a construi relații, și ulterior a descris modalitățile prin care noi, ca specialiști, putem sprijini recuperarea capacităților psihice, refacerea proceselor uh, uh, psihice ale persoanei, astfel încât din, din noianul acela de simptome deranjante să se aștearnă treptat liniștea, să se aștearnă și să apară sentimentul de securitate și de liniște interioară care să genereze o, o reglare mai bună a tuturor proceselor psihice, astfel încât ceea ce simți, cu ceea ce gândești, cu modul în care acționezi, cu toate planurile pe care ți le faci tu, referitor la tine și la relațiile tale, să fie mai degrabă de succes și să te poți bucura de ele. Pentru că de multe ori oameni traumatizați pot să aibă succes, dar nu se mai pot bucura de ceea ce se întâmplă cu ei, de ceea ce se întâmplă cu cei dragi. Mă gândeam în timp ce te ascultam, uh, ajută astfel de uh, întâlniri uh, speciale, le pot spune, cu iată cu specialiști uh, internaționali, uh, publicul larg. Bineînțeles, noi acum vorbim despre o conferință online destinată specialiștilor, dar la rândul lor specialiștii vor veni. Și vor transmite informația către uh, clienți, către pacienți. Și mă, stăteam și mă gândeam, uh, părinții noștri, bunicii noștri, da? Da. cu câte traume au trăit și s-au dus săracii, da? în condițiile mm -hmm. în care, uh, iată, avem aceste conferințe, avem aceste cărți, cum sunt cărțile de la uh, Editura Herald, care vorbesc despre. Formele de manifestare și de somatizare, bineînțeles, ale uh, corpului. Lucruri despre care uh, generațiile noastre anterioare habar nu aveau. Apăreau tot, fol tot felul de uh, boli. Chiar dacă organismul, chiar dacă corpul, cum spuneai tu mai devreme, transmitea semnale, <gătări> da? dar nu știau cum să le perceapă, cum să le înțeleagă, cu ce să le asocieze. Și aici vorbim mai ales de boli degenerative, vorbim de boli incurabile, foarte, foarte grave, pentru că știm și se vorbește foarte mult în ultimul timp de cauzele psihoemoționale ale bolilor. Și au apărut cărți și la uh, Editora Herald, și la alte de, uh, uh, edituri, care conțin în titlu cuvântul corp. Corpul uh, își amintește, uh, Alice Miller, uh, când corpul uh, spune nu, uh, sau uh, alte, alte cărți care, iată, cumva ne ajută să, să primim informațiile de care avem nevoie și să fim receptivi și atenți la semnale pe care corpul ni le dă. Mm -hmm. Sigur. Aș, aș comenta două aspecte care mi se par foarte importante în, acum. Acest uh, eveniment uh, organizat de uh, Institutul nostru, Cuba Bet, nu este dedicat în special profesioniștilor. Am discutat cu ea și am întrebat-o: ne așteptăm să. Adică, facem vreo selecție, facem vreo. Um, um, punem condiții de participare? Și a spus nu. Limbajul este accesibil, nu este nevoie să vină doar specialiștii. Tocmai pentru că interesul pentru această problematică nu trebuie să rămână la specialiști. Este una dintre, de altfel, și misiunile Institutului nostru. Pregătim specialiști, pregătim profesioniști și ne dorim, desigur, să pregătim cât de bine se poate și la standardele cele mai bune de calitate. Dar dorința noastră este ca această informație să ajungă la omul care are nevoie. Omul care are nevoie nu e specialistul, este și specialistul. Pentru că, din fericire, specialistul are acces, să spunem, direct la un tip de informație, la rezultatele cercetărilor, la rezultatele științei. Și creativității din partea aceasta științifică. Dar cel mai important este că această informație se ajungă la fiecare om care are nevoie de îmbunătățirea vieții lui. Adică, exact așa cum spui, dacă oamenii nu au acces la acest tip de informație, nici nu știu că problematicile lor se pot ameliora. Problematicile lor de toate tipurile, inclusiv cele legate de corpul fizic. Adică, toate bolile. Și patologiile pe care le întâlnim au cu siguranță și corelate sau elemente de conexiune cu problematicile psihoemoționale. De ce? Pentru că toate emoțiile noastre, toate experiențele noastre au un răspuns fiziologic. Și răspunsul fiziologic va, își va pune amprenta asupra modului în care corpul nostru se va angaja în experiențele noastre, se va angaja în, în acțiunile noastre și vom consuma sau vom folosi acest corp într-o variantă care lui este mai benefică și poate să crească și să se dezvolte, sau din potrivă. Îi vom epuiza resursele, îi vom toci mecanismele ca să vorbesc pe înțelesul tuturor. Și astfel. Uh, știința astăzi ne arată că această legătură între experiențele dificile, între stresul trăit constant de către o persoană, duce la epuizarea resurselor, adică a, a, a substanțelor din corpul nostru care ne fac să funcționăm nu doar bine, ci și să putem avea un surplus pentru dezvoltare. Cum vorbim noi în, în, în cursurile noastre, organismul uman, corp și psihic, își dorește să funcționeze în homeostazie, adică să aibă resurse, să aibă capacități, să aibă potențial și pentru acum, dar și pentru mai târziu. Adică și să se descurce cu ceea ce se întâmplă acum și cu ce solicitări are din mediul uh, uh, în care trăiește, dar și pentru mai târziu, adică pentru viitor. Sigur, nu viitorul îndepărtat, viitorul uh, apropiat, viitorul scurt și, și mediu. Adică asta înseamnă că organismele sunt făcute să se dezvolte. Și evident că aceste mecanisme regulatorii care ne ajută să fim bine, să fim sănătoși și să ne dezvoltăm. Sunt evident afectate de un stres continuu pe care experiențele traumatice îl pot aduce în, în funcționarea noastră. Pentru că, da, corpul înregistrează răspunsurile de frică, da, corpul înregistrează răspunsurile de evitare și, da, corpul și uh, organismul nostru, prin toate mecanismele tale, psihice și fizice, se, străduiesc, se străduiește organismul nostru să găsească. Cele mai bune variante pentru noi, în primul rând, să trăim și dacă trăim, ne dezvoltăm. Dar dacă noi rămânem pe modulul trăim, trăim, adică supraviețuim, asta înseamnă că ne va consuma din resurse, ne va consuma din posibilitățile noastre, din energia noastră, adică ne vom simți fie foarte obosiți, fie foarte uh, încurcați, foarte confuzați, Și cumva despre asta e vorba în traumatizare. Cum. Percepția noastră cu gândirea noastră, cu acțiunile noastre, cu memoria noastră, rămâne cumva fixată pe trecut. Pe ce am decis o pe cum am funcționat o din și nu se abdatează. Adică nu ajunge să fie adecvată momentului prezent și orientat spre viitor, spre dezvoltare. Întorcându-ne la cărțile lui Babet Rothschild, care este diferența și mai și cu precădere la corpul își amintește care este diferența dintre stres, stresul traumatic și stresul post-traumatic? Cel mai important este să înțelegem acest termen de stres. Stresul este un răspuns pe care organismul nostru îl dă. Atunci când este solicitat și mai ales când există o amenințare percepută la adresa sa, când se va confrunta cu ceva pe care el îl consideră fie periculos, fie foarte dificil de gestionat. Și atunci el răspunde cu angajarea tuturor mecanismelor sale fiziologice, psihice, da? Tot corpul, to toată atenția noastră, toată, toată a, a, activitatea noastră se va duce în direcția protejării organismului, astfel încât să evite pericolul și să rămână cu minimum de, de pierderi și evitarea unor a, situații de prelungire a acestei amenințări. Deci, noi suntem făcuți, suntem dotați natural cu aceste mecanisme. Da? De la creier, până la oase, până la uh, mușchi, până la hormon, totul este făcut ca noi să facem față acestor amenințări, acestor presiuni constante. Stresul traumatic este acest răspuns pe care organismul îl dă și psihicul îl dă în momentul în care se produce această amenințare. El este firesc să apară, el ne protejează, el ne ajută să ne descurcăm cu această situație amenințătoare. Amenințarea presupune în general, o destrucție a corpului nostru sau a psihicului nostru. Adică să ni se întâmple ceva rău. Asta înseamnă amenințare. Să ni se, da, De la a te înțepa, a te lovi, a, a muri, a fi uh, uh, în incapacitate de a acționa. Deci toate acestea sunt percepute de noi ca niște amenințări. Cum spuneam, din fericire, mecanismele de răspuns există, însă aceste mecanisme de răspuns pentru situațiile care realmente, realmente presupun amenințări la adresa funcționării noastre și la adresa dezvoltării noastre, consumă însă mult din resursele noastre. Asta înseamnă că ele nu sunt făcute să dureze mult. Asta înseamnă că, teoretic, omul n a fost construit să stea permanent în amenințare, ci eventual vine o amenințare, după care reușește să depășească, are un timp de recuperare și are. Disponibilități de a se angaja în mecanisme protective post-traumatizare. Deci, cu alte cuvinte, după stresul traumatic, dacă e liniște, dacă mediul este prietenos, dacă mediul este cu resurse, noi avem capacitatea să ne recuperăm. Însă, sunt unele situații în care fie răspunsul este foarte puternic, pentru că amenințarea este percepută mult mai amenințătoare decât ea este în realitate. Și, eventual, dacă se mai adaugă și faptul că mediul nu vine să protejeze post nu reușim să antrenăm toate mecanismele de recuperare, atunci ceea ce rămâne în interiorul nostru este o reacție de stres continuă noi această continuitate de manifestare a stresului o numim stres post-traumatic. Cu alte cuvinte, sistemul nostru nu mai înregistrează că amenințarea s-a terminat, că noi acum ne aflăm într-un alt moment și avem nevoie să recuperăm mecanismele de adaptare aici și acum. Fie pentru că, încă o dată, amenințarea fiind prea puternică, organismul a depus foarte mult efort și nu a fost timpul necesar și condițiile necesare pentru a recupera. Recuperarea înseamnă de multe ori, să știți, în primul rând, să ai timp să dormi, să ai timp să uh, uh, vorbești despre ceea ce s-a întâmplat, să uh, îți dai ție timp să spui, Doamne, dar chiar a fost foarte, rău pentru mine, m-am speriat îngrozitor, da? Adică cu alte cuvinte, miezul trăirilor, um, esența Emoțională a stresului traumatic și a stresului post este frică. Da? Și atunci, tot sistemul nostru fizic și psihic, adică fiziologia, cu tot ce înseamnă neurobiologia emoțiilor și mecanismele psihice, rămân cablate la frică. Și atunci această frică se petrece în interiorul nostru ca și când situația de amenințare s-ar produce din nou aici și acum. Asta înseamnă că noi nu putem ajunge să procesăm amintirea ca amintire și rămâne acea urmă a experienței prezentă astfel, astfel încât noi confundăm amintirea cu percepția. Cred că ceea ce văd este ceea ce mă face pe mine să mă sperii, adică îmi trezește răspunsul de frică. Adică putem vorbi de un soi de retraumatizare? Vedeți, aici poate merită să gândim, să vorbim despre o senzație de retraumatizare, pentru că tu te simți amenințat continuu, deci traumatizat continuu, dar în real este doar o activare a fricii. Și ăsta e un lucru pe care noi îl spunem celor cu care lucrăm. Dă-ți voie să vezi că este o amintire Emoția care vine este o amintire. Nu este emoția adaptativă de aici și acum, ea a fost adaptativă. Și atunci încercăm să plasăm corect pentru persoană senzația trăirea și emoția, adică senzația corporală de frică, da, palpitația, creșterea pulsului, bătăile inimii. Da? și toate corelatele din, din mâini, din piele, din picioare, din stomac, din gât, da? ca să înțeleagă că activarea aceasta este reală, dar nu este datorată momentului prezent. Nu există o amenințare în prezent, ci există elemente în prezent care, amintesc, seamănă. Trezesc această amintire. Și atunci, noi asta vom face în terapia traumei. Cum putem să desfacem aceste două elemente, elementul perceptiv cu elementul de memorie și cu elementul emoțional, astfel încât să le aliniem în acord cu prezentul. Și să învățăm ceva din trecut, desigur, să învățăm ceva din experiența anterioară, unde răspunsul de frică a fost natural. Unde răspunsul de tip blocaj a fost natural. Pentru că dacă nu era așa, noi de cele mai multe ori am fi colapsat. În situațiile uh, foarte traumatizante, noi colapsăm. Adică nu doar uh, avem sentimentul acesta de frică, ci organismul în, în inteligența dezvoltării sale, a creat mecanisme de înțepenire, a creat mecanisme de leșin. Care să ne scoată din situație și să ne mai dea o șansă ca să trăim. Și atunci, noi, dacă rămânem fixați, din varie motive, acum că nu intrăm chiar într-un curs despre traumă, da? dacă rămânem fixați pe acele uh, înțepeniri, pe acele uh, senzații de înghețare, pe acele uh, 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 mecanisme de eliminare noastră din situații, evident că mai târziu ne vom încurca de ele. Pentru că după aceste evenimente sau situații dificile noi avem nevoie să fim activi. Avem nevoie să fim prezenți, avem nevoie să fim mobilizați cu toate resursele noastre, avem nevoie să fim atenți. Dar noi o să fim furați într-un stres posttraumatic. Da? Atenția ne este furată de detaliile experienței trecute. Energia emoțională se va pune în fricile și în rușinea sau în neputințele trecute. Mecanismele de acțiune vor fi direcționate către informațiile din trecut mai mult decât de informațiile din prezent. Și atunci ne predispun la o dezadaptare serioasă față de viața de zi cu zi. De aceea ne scade calitatea vieții, de aceea ne scade uh, entuziasmul și uh, bucuria de viață, de aceea nu ne simțim capabili în deplinătatea forțelor noastre și de aceea căutăm să fim puternici, capabili, adaptați în direcții care poate sunt bune, dar nu sunt atât de, atât de potrivite pentru noi, cum ar fi dacă am avea Toată atenția și toate resursele mobilizate pentru aici și acum, cu toate lecțiile din trecut învățate și cum cumva aliniate la uh, persoana și la timpul prezent. Și Ultima întrebare. Babet vorbește în Cartea Corpului și amintește și cumva mă folosesc de uh, cuvântul amintește. Vorbește despre memorie. Ce da. este memoria? Memoria implicită și memoria explicită. Da. Există o memorie celulară, există o memorie a organismului care își aduce, mai ales atunci când este reactivată, își aduce aminte de unele episoade, întâmplări, mai mult sau mai puțin traumatizante. Organismul își aduce aminte și ne trage aceste uh, semnale. Cu siguranță, răspunsul scurt este da și o să um, dezvolt puțin pe marginea acestui subiect. Orice organism viu are capacitate de memorie, adică de a stoca informațiile cu care intră în contact. Această capacitate de stocare este mai mare pentru unele organisme, mai limitată pentru alte organisme, dar incredibil de mare pentru toate organismele. Deci, Ființa umană are o extraordinară capacitate de absorbție informațională, adică toate detaliile din mediu, și extern și intern. Deci noi prelucrăm o mulțime de informații, este o mașinărie absolut uluitoare. Absorbe informații, captează informații din mediu, le procesează, adică face ceva cu ele, le ordonează, le organizează, le mută dintr-o parte într-alta. Da? Acum asta o mulțime de filmulețe despre cum se întâmplă cu neuronii, cum se caută unii pe alții, cum se conectează unii la alții. Și asta fac ei când se conectează, când se caută. Ei transferă informație dintr-o parte într-alta cu scopul de a o procesa și de a construi răspunsuri adaptative pentru noi. Deci, această memorie a noastră înseamnă că noi avem acces la informația legată de experiențele prin care noi am trecut. Și alea bune și alea rele. Am stocat. Acum problema se pune cum aducem din memorie informația ca să o folosim. Această folosință a informației stocate se face fie într-o manieră automată, de către procesele fizice și psihice automatizate și care nu trec prin filtrul conștiinței noastre, că noi nu ne dăm seama de ele. Eventual ne dăm seama că se întâmplă, dar nu știm cum. Și asta este o, o posibilitate de folosire a informației. Alteori noi facem acest, acest acces la această informație într-o manieră foarte conștientă. Acum noi doi ne-am adus aminte despre cartea lui Babet și vorbim despre ea. Eu știu, m-am gândit-o, văd în fața ochilor. Deci, memoria explicită este această memorie la care eu pot să fac apel și îmi doresc să fac apel. Vreau să-mi fac apel. Știu despre ce e vorba, știu ce informație caut și psihicul meu este atât de bine organizat încât mă ajută să identific corect acea informație. Memoria implicită este situația în care informația dinăuntru, deci din bagajul informațional, este scoasă, dar eu nu știu despre ea. Dar ea e scoasă de acolo, ea a fost înregistrată și ea apare. Asta înseamnă că dacă mie corpul îmi dă niște semnale, da? adică am o senzație corporală, ea poate să fie fie din momentul prezent când percep ceva, stau aici pe canapea și simt, canapeaua vorbesc cu tine, te aud, te văd. Și folosesc toate informațiile pentru că le percep acum și aici, sau îmi dă niște informații din cele pe care le-am stocat. Adică nu mai îmi dă din prezent, îmi dă din trecut. De regulă pot să fie dureri sau da? ce alte informații, că dacă am o stare de bine, îmi dă un confort. Și confortul este o memorie, uneori. Deci nu, nu vreau să ne gândim doar la varianta negativă. Dar, cu siguranță. Multe dintre senzațiile corporale pe care noi le putem avea sunt informații stocate în corpul nostru. Și ele încep să doară pentru că de la un moment dat nu mai sunt potrivite cu viața de azi. De-aia apar durele, de-aia apar încurcăturile, de-aia apar senzațiile, furnicăturile uneori. Da? Și atunci trebuie să verificăm. O fi din prezent? Nu pare să fie din prezent, dar din trecut. Înțelegi? Că oamenii tot timpul zic, a, am stat eu greșit. Poate ai stat greșit odată, poate ai stat greșit de două ori. Dar dacă vine o informație din corp constant, hai să verificăm, pentru că cu adevărat corpul stochează informație. Și al doilea lucru, el se reglează și teoretic ar trebui să fie mai degrabă lejer. Nu cu senzații foarte puternice și care se impun conștiinței noastre, care vin peste noi. Și atunci, da, tot ce înseamnă emoționalitate și senzație corporală care vine peste tine, aș zice că merită să o catalogăm la am o informație care trebuie luată în seamă și pe baza căreia eu trebuie să iau niște decizii. Și atunci, da, memoria noastră ne ajută și conștiința noastră și noi suntem dotați în continuare cu aceste capacități de a ne uita la noi, de a lua informația aceea și a merge pe firul ei și vom găsi răspunsul. Când am trăit eu o experiență care a făcut posibil această înregistrare a informației care astăzi mi se transpune în durere sau în frică sau în rușine sau în senzația de a nu fi suficient de bun? o Odinioară am trăit asta și s-a înregistrat și -o am păstrat-o, e acolo, e în bagajul meu și pentru că eu sunt viu, nu, este, nu e întotdeauna ca depozitul nostru în care băgăm, 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 băgăm și uităm. Da? Că dacă băgăm mâncare care îi vie, într-o bună zi o să ne dea niște semnale că e pe acolo. Da? După miros. Pentru că tot ce e viu dă semnale. Da? Și atunci experiențele noastre, pentru că am fost vii și pentru că am vrut să rămânem vii și pentru că încă mai vrem să rămânem vii și să ne dezvoltăm, ne va da semnalele pentru a face un pic de ordine prin depozitele noastre informaționale. Da. O. O discuție extrem de interesantă, dragii noștri, a fost alături de noi Diana Vasile, psiholog clinician, psihoterapeut, președinte fondator al Institutului pentru Studiul și uh, Tratamentul Traumei. Am vorbit astăzi despre traumă, despre Babet Roth și despre cărțile sale. Iată, corpul își amintește cele două volume care vă așteaptă pe site-ul editurii uh, Herald, două volume, uh, volumul 1 și volumul 2 din corpul și amintește Vorbim și despre, sau am vorbit și despre conferința pe care Babet Rothschild o va ține, conferința online pe care o va ține săptămâna viitoare, timp de trei zile, 16, 17, 18 februarie. Revoluționarea tratamentului traumei psihice, noi mulțumim foarte mult, Diana Vasile, ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți Deschise pentru Miți Deschise și nu uitați să ne urmăriți materialele video alături de iată de specialiștii noștri pe canalul de YouTube Heral și pe pagina oficială de Facebook. Să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!